În timpul unei vizite pe șantierul autostrăzii A7 în județul Buzău, premierul Marcel Ciolacu a fost întrebat despre cartea scrisă de Nicolae Ciucă, un ostaș în slujba țării. Panourile care promovează volumul sunt vizibile de pe marginea autostrăzilor din țară, iar o investigație a jurnaliștilor de la Snup a dezvăluit că publicitatea a fost plătită cu 2 milioane de euro din bani publici. O anchetă jurnalistică arată că din banii statului, din subvențiile de la partid, au fost plătite acele panouri cu Nicolae Ciucă. Cum priviți această utilizare a banului public? Nu, am înțeles că au fost folosite la lansarea unei cărți. O să fie un bestseller, sunt ferm convins. Din subvenția de la partid? Mai ales că ținem cont de ce promovare a avut. Nicolae Ciucă i-a transmis un mesaj premierului pe Facebook. Îi recomand lui Marcel Ciolacu să citească și el cartea, poate avea multe de învățat. Promit să îi trimit un exemplar cadou. Sper că va fi un bestseller, pentru că toate încasările vor merge către inițiative caritabile.